Bună, eu sunt Patrick și bine v-am regăsit la un nou episod în care voi juca Clash Royale. Și pentru această dată am pregătit o mare surpriză. Poate vă dați seama din titlu. Vom deschide două free chesturi, un crown chest și patru silver chesturi. Aș vrea ca la acest episod să strângem 10 like-uri, pentru că m-am străduit puțin mai mult ca la celelalte videoclipuri. Adică va trebui să aștept mult timp ca să mi se deblocheze toate chesturile. Aseară am lucrat pentru crown chest. Și haideți să le deschidem, să vedem ce primim. Aș fi vrut să putem deschide și clan chest-ul, dar vedeți, mai trebuie de muncă. Deci o să deschid free chest-urile. Să vedem, 63 de gold, un elixir collector și mortar. Deci mortarul primesc tot timpul. Deci nu este chest în care să nu primesc mortarul. Sau fire spirit sau furnace. Deci astea sunt cărțile care le primesc tot timpul. 67 gold, Inferno Tower 1 și Royal Giant 8. Royal Giant îmi place, dar la damage la mine nu prea ia mult. Dacă v-aș arăta, a 109. Dar nu știu, nu știu, e destul de bun asta la damage-ul care la 109 la level 5. Să-mi scrieți în comentarii dacă e bun ăsta la level 5. Eu oricum nu-l folosesc, deci nu mă prea pricep la asta. 450 de gold, 2 gemuri, 5 Royal Giant, 6 Battle Ram, 46 de Elite Barbarians și Epic Balloon. Mamă, ăsta l-am gradezat. Deci episodul ăsta chiar îmi place. Hai să vedem, 51 gold, astăzi pot să fie mai slabe. Un elixir collector și Barbarians. 54 gold, 7 goblini, Battle Ram 1. 49 gold, 3 Fire Spirits și 5 Tesla. 49 gold, un Barbarian, 7 Spear Goblins. Pot să-mi agradez 15 cărți. Raid 660 1155 și 220 pe secundă. 150. Balonul mi se pare bun. Aș vrea să agadez ăstea și ăstea. Și nu e pe caul. Nu să mă gădesc aici. Asta. Eu mi-am gădesc doar cărțile astea la care nu bag prea mulți bani în ele. Vedeți că multe sunt 1000, pe astea nu le-am gădesc că sunt prea scumpe. Și eu nu vreau să strig banii degeaba și după aceea să mă trezesc că am în shop cărți bune și care le pot cumpăra și n-am bani. Aș vrea oglinda să o am. Sau logo. Deci logo-ul ăla e bun. Dacă spune cineva Scarmi, logo-ul îi termină pe ea. După cum vedeți, am ajuns la Arena 7. Am avut 2006 trofee și acum am pierdut unul. Acum, înainte să încep episodul, am jucat un match. Hai că încep cu un 2v2 și apoi să mai joc un battle. Are oglinda, freeze-ul, poison și minioni. Nu știu, minionii nu mi-i prea placă, 3 și 3 nu prea iau atâta de mici cât iau 6. Mamă, ce-a pus asta? Ce a spus acolo copii?
Două vrăjitoare, glumești? Mamă, de ce e acolo? Așa, și infern... Mamă, ce-o pus ăștia aici? Pun mini pe ca o să țină pe ăsta ocupat. Dar acolo e infernul de regă și ăla face orice. Vedeți și voi. Deci rupere totale acolo. Mamă. Sunt buni. Deci ăștia sunt chiar player buni. Asta era și-a pus Inferno Tower. Le-am pus balonul. Sunt chiar curios. Ce poate să facă asta? E bun. Băiatul ăsta e bun. Pun prințul pe Wizard. Hai că balonul meu a luat ceva damage. Mamă, ce bun este. Dacă ăsta s-ar apăra... Eu aș vrea să atac pe partea aia. Pe partea asta. Dacă și greșeală am putut face, puteam să-i pun pe balon. Că oricum mai e ocupată. Vrăjitoarea. 1094 l-am părat. 200, 140, hai că i-am luat turnul. I-am luat la băiat turnul. Și văd că-i luăm și de la Inferno Tower tot viața. Acum o să fac... problema cu ăsta, cu balonul. Ce-a pus ăsta pe... Cum a putut să iasă armia aia? Pune. Ok, putem bate pe ăștia. Pune orice. 1716. Hai că bate-mi dacă am găsit. Mamă, ăla. Ăla e urât. Mie îmi place la Vahamnu. Vedeți și voi cât damage ăla. Adică nu că luăm mai mult, dar are multă viață și enervam până moare ăla. Uite, acum se divizează. Și-o pus și pe minion 64 atât am rămas. Păi dacă mai are ceva spell, suntem morți. Uite, tocmai asta. Nu am luat. Hai să intrăm la un battle. Că sunt curios să văd dacă câștig meciul ăsta sau nu. Level 7 la turnuri. Mai bine nu, ce prost am făcut. Și nu mai văd că pune ceva. Mi-aș pus bombă cu ăla la alt. Dacă aveam scarmi acum. Mamă, ce bine era. Și infernuta, trebuie în infernuta o era să zic. Hai mă, câtă viață are ăla. Așa, uite. Problema e cu asta ea, că mi-a mult damage. Mamă, cât e asta. E enervant Inferno Dragon-ul. Mie nu-mi place când îl au jucătorul. Dacă le-aș avea eu, mi-ar plăcea, că aș rupe 8 și tu. 84 damage pe turnul ăla. Na, deci amândoi am luat un tur. El mi-a luat mie, eu am luat lui. Dacă întrebarea e care o să câștige de acum. Încă nu mai văd că-și pune acum. Mă gândeam eu că-și pune asta. Nu, te de pe tot. Așa. Hai dați, de pe el, așa. Hai că a murit. Pun scarmi, pentru că asta cu scarmi nu se prea înțelege bine. Hai
Adică nu am luat numai... Mamă, dar văd că m-am atins bine de împărat la el. Da? Acum am o problemă mai măricică un pic, că și-o pot să știa. De oricum, eu am upgradez la level 7, îi pun balonul. Îi pun rage. Hai că scris cu ce o să mai dea mie, cu ce monedă o să dea el? Rage. Revenge-ul. Mamă. Două infernul de regan. Acum o să încerc să mă apăr, dar problema e cum. Pun ceva, pune. Rupe fâșul ăsta. E că nu e mai bun ca mine. Că dacă ajunge mini PK-ul ăla acolo, e mort. Gata. Liche. L-am bătut. Deci dacă nu mă apăram, cred că eram chiar mort. Așa zic. Deci cam atât cu acest episod. O să jucăm și altă dată. Clash. Cât e asta? Și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!